Sodiu și potasiu, aceste două elemente țin așa numitul echilibru electrolitic. Așa e reglată fiecare celulă. Facem puțină chimie pentru că ne ajută să înțelegem de ce să bem 2 litri de apă zilnic, puțin câte puțin în fiecare oră. Membrana celulară, care are niște pori numiți acvaporine, prin care circulă apă cu nutrienți din exteriorul celulei, respectiv produși de excreție celulei din interior înspre exterior, acei pori se deschid sau se închid pe baza acelei diferențe de concentrație. Așa trăim la nivelul celulelor. Cum controlăm celulele? Cu apă, în fiecare oră și cu puțină sare în mâncare. Fără apă, multă vreme, suferă inima. Acest organ funcționează tot pe baza jocului dintre sodiu și potasiu. Durerea de cap este consecința creșterii tensiunii arteriale, care de regulă, dacă sunt sănătos și nu știu să am vreo problemă de sănătate, poate să fie consecința lipsei consumului optim de apă. Și atunci există situații în care mă doare capul, beau apă și în câteva minute îmi trece durerea de cap. Efortul intens să fie însoțit permanent de apă, ne spun medicii, tocmai ca să nu ajungeți la așa numitul dezechilibru electrolitic. Dar dacă nu beți apă în timpul efortului, ci la finalul acestuia, mult dintr-o dată, crește tensiunea arterială, dar ce ar putea să fie atât de rău? În momentul în care beau o cantitate foarte mare de apă după mult efort fizic, scade brusc. Acea scădere bruscă poate fi foarte dăunătoare organismului. Crește riscul accidentului vascular. În timpul efortului, apa se bea puțin câte puțin. Nu ați băut, la finalul efortului, apa se bea la propriu, strop cu strop, chiar dacă vreți toată sticla.